Un copil diagnosticat cu tulburare de spectru autist este înainte de toate un copil, nu este un autist. Dacă diagnosticăm copii cu tulburare de spectru autist la o vârstă cât mai fragedă și sunt incluși într-un program de terapie adecvat, atunci ei pot recupera. Trebuie să privim înainte de toate autismul ca pe o abilitate diferită și nu ca pe o dizabilitate. Copilul trebuie integrat în cadrul unui program de intervenție specializat cu ajutorul unei echipe de oameni care va face terapie comportamentală adaptată, pentru că fiecare copil se află la un nivel diferit al spectrului. Dacă copilul la vârstă mică, în jurul vârstei de un an și jumătate, 2 ani, nu arată cu degetul, nu răspunde la nume atunci când este strigat, flutură din mânuțe sau merge pe vârfuri, se joacă și se izolează, atunci trebuie să se adreseze medicului specialist. 1, 2, 3 și hai! Bine, bine! Tare! De-a lungul timpului, rezultatele obținute cu copiii au fost surprinzătoare pentru mulți dintre noi. Au reușit să recupereze lucrând 2-3 ore pe zi, mergând însoțiți la grădiniță. Au reușit să se integreze în cadrul învățământului de masă, în primă fază cu un însoțitor, apoi să meargă singuri, iar la clasa 0 să poată să fie independenți. Există copii care au ajuns la un nivel foarte bun în urma terapiei și pe o anumită arie au ajuns foarte departe, în sensul că una dintre fetițele cu care am lucrat este foarte bună la balet, un alt copil joacă basket foarte bine, o altă fetiță este printre cele mai bune la pian și admirată și dată ca exemplu de către profesori. Rolul familiei este foarte important. Familia trebuie să învețe regulile terapiei. Așa cum apare pe site-ul celor de la Autism Speak, caută-mi puterea și o vei găsi. Există mai mult de o singură cale de a duce lucrurile la bun sfârșit. Este adevărat că un copil cu autism nu are un contact vizual bun sau o conversație adecvată, dar nu minte, nu trișează, nu își bârfește colegii de clasă și nu judecă alte persoane. Este adevărat că probabil nu vor fi următorul Michael Jordan, dar cu atenția pe care acești copii o acordă celor mai fine detalii și capacitatea extraordinară de a se concentra, pot deveni următorul Einstein, Mozart sau Van Gogh. Și ei au avut autism.